dragii mei, prin circumstanțele vieții, situații care le întâmpinăm, Dumnezeu ne poate călăuzi. Avem așa o expresie, când se închide o ușă, se deschide alta. Adică Dumnezeu te poate împinge într-o direcție care n-ai fi vrut, dar Dumnezeu o face. Trebuie să fim foarte atenți, pentru că sunt unii care fac așa niște greșeli mari și aici. Dacă mâine mă scol și cerul este verde și nu știu ce altceva, atunci înseamnă că Dumnezeu vrea să-mi vorbească. Dragii mei, nu ne jucăm cu semnele, că nu lucrează în felul acesta. Observați cum se pune un semn înainte lui Dumnezeu. Prea des tratăm pe Duhul Sfânt ca un ATM, un bancomat. Adică eu trăiesc cum vreau eu și la urgență fug repede, bag acolo butoanele, hai dăm prorocia ca să mă duc acasă. Și după ce vine prorocia, eu nu mai rămân la biserică, eu nu mai stau la adunare, eu plec tot acasă. Dacă în Sfânta Scriptură scrie că n-ai voie, păi cum faci tu să mai întrebi pe Duhul Sfânt dacă ai voie să faci ceea ce în Scriptură scrie că n-ai voie să faci? Preamărit să fie Domnul Iisus Hristos! Ori de câte ori ne adunăm împreună, ori de câte ori am spune aceasta, întotdeauna merită ca binecuvântat și lăudat să fie Domnul nostru. Dragii mei, în această seară vrem să continuăm să vorbim pe linia călăuzirii și să învățăm despre lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră, legând mesajul acesta de cel din duminica trecută, să continuăm să învățăm câteva lucruri despre modalitatea în care Dumnezeu ne călăuzește. Puține sunt ramurile creștine care pot mărturisi cu certitudine că Dumnezeu vorbește cu exactitate în domeniile dinamice ale vieții pământești. Avem cuvântul scris care ne dă principii prin care învățăm cum ar trebui să viețuim, să trăim, prin care învățăm cum ar trebui să ne comportăm. Dar dinamica vieții noastre, cu multele ei fațete, cu multele susuri și josuri care apar în viața noastră, adeseori necesită un răspuns concret la nevoi concrete din viața noastră. Și ne bucurăm de faptul că prin Duhul Sfânt Dumnezeu își călăuzește biserica, ne vorbește, ne răspunde, ne dă călăuzire și acesta este un har din partea lui Dumnezeu. Sunt lucrările prin care în Scriptură învățăm despre ele, dar sunt situații unde avem noi nevoie de un răspuns concret pentru viața de zi cu zi. Mi-aduc aminte că în anul 2016-17, dacă nu greșesc, am început să simt un disconfort în abdomen și mergând la doctor, apoi la chirurg ulterior, mi-a spus că am hernie și va trebui operație. Am mai spus aceasta bisericii. În timpul acela, neștiind ce să fac, frământându-mă ce ar trebui să fac, mama a vizitat România în timpul acela și fiind într-un context de rugăciune, ne cerând eu, ci rugând frații de acolo să facă o rugăciune pentru un frate din Canada, un frate de acolo a avut un cuvânt din partea Domnului și Domnul spunea așa: am văzut în vedenie un bărbat undeva pe la 1,60 m și ceva și era așa mai plinuț. L-am văzut că era în fața a două drumuri, unul cobora în jos, unul urca pe culmi. Dacă el ar fi avut credință, avea să urce pe culmi cu Dumnezeu. Și dacă ar fi ales să coboare, am înțeles că era un timp lung de suferință care avea să fie. Ce am mai înțeles din partea Domnului era că încă nu era decis. Dar cineva parcă l-ar fi împins să coboare pe drumul care coboară în jos. Decizia stă la el. Dacă el poate crede, Dumnezeu va face o lucrare în dreptul lui. Acesta a fost cuvântul din partea lui Dumnezeu. Mesajul acesta a venit luni, eu vineri aveam programat operația și am sunat la cabinet și le-am spus că decid să nu mă mai duc la operație. Fără alte detalii m-au lăsat spunând când va fi nevoie să sun înapoi. În ziua de vineri am simțit mai mare disconfort ca în toate celelalte zilele. În schimb, am mai trecut câteva zile după aceea și Dumnezeu, într-un moment dat, s-a atins de mine și m-a vindecat. De atunci n-am mai avut probleme, prin harul lui Dumnezeu, de atunci au trecut ani și sunt bine, sănătos, că Dumnezeu și-a împlinit cuvântul Său. Ce mare har să ai o călăuzire dinamică din partea Duhului Sfânt. Fratele Moloce de la Calafindești era sunat de un frate și vrând așa un pic să-l ispitească vis-a-vis de o situație, spunea: auzi frate, când e nevoie de o situație la nivel de biserică, nu e așa că e important să faci un vot, să consulți biserica, să vorbești cu frații? Și fratele Moloce așa mai dintr-o bucată zice: auzi tu frate, eu dimineața când mă scol, stau afară pe iarbă și vorbind așa cu Dumnezeu în roa dimineții, vine Duhul Sfânt și îmi spune: Vasile,
În ziua de azi, să te îmbraci, să stai la poartă. Va trece un om pe drum, să-i spui bună ziua și cu el împreună ai să mergi cu mașina până în satul cutare la un spital, acolo merge el. Merge acolo, că în salonul cutare, în camera cutare, este un om bolnav și se roagă de câteva zile să-l atingă Dumnezeu. Du-te acolo și roagă-te pentru el că am o lucrare. Mă îmbrac, ies la poartă și exact cum spunea Duhul Sfânt, vine un om, bună ziua, Badea, bună ziua, unde mergi? Mă duc în satul cutare, pot să vin cu matale, sigur, hai în mașină. Și mă duc împreună cu el, ajung la spital, găsesc exact omul în locul unde a spus Dumnezeu și Domnul vindecă. Auzi, frate, când o să-mi zică Duhul Sfânt să fac eu cum îmi spui tu, atunci ce face? Pacea Domnului și închide telefonul. E, dragii mei, ce mare har să ai călăuzire din partea lui Dumnezeu, să-ți vorbească Dumnezeu, să te călăuzească Dumnezeu, e un mare har. Dacă ar fi Domnul Iisus pe pământ împreună cu noi, am putea merge la El în orice moment, să-i ducem toate întrebările noastre și El s-ar ocupa de noi să ne rezolve toate nelămuririle, să ne răspundă vis-a-vis de ele. Dar Domnul Iisus Hristos a plecat la cer și înainte să plece la cer, face o promisiune deosebită. Ioan 14:15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în viac, și anume Duhul Adevărului, pe care lumea nu-L poate primi pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Avea să trimită Dumnezeu pe Duhul Sfânt și în urma plecării Domnului Hristos la cer, a venit Duhul Sfânt să locuiască într-un mod așa de profund încât să fie cu noi și în noi, să ne întrepătrundă, să ne învăluie. Și în această relație și legătură, Dumnezeu prin Duhul Sfânt să ne vorbească, să ne călăuzească, să ne ghideze în tot ceea ce avem de făcut. Nu vă las orfani, rămân împreună cu voi. Și această promisiune în ziua de Rusalii s-a materializat și a devenit tiparul tuturor credincioșilor care cred în Domnul Hristos. Căci făgăduința aceasta, botezului cu Duhul Sfânt, spunea Petru, este pentru voi, este pentru copiii voștri și toți care sunt departe acum, în oricât de mare număr, îi va chema Domnul Dumnezeul vostru. Măriți să fie numele Domnului! Această făgăduință a ajuns până la noi în anul 2023 și în săptămâna în care a trecut, Dumnezeu, arătând că această făgăduință încă rămâne în picioare, a mai botezat încă 19 suflete cu Duhul Sfânt. Măriți să fie Domnul, că Dumnezeu își împlinește cuvântul. În Duhul Sfânt rezidă toate bogățiile călăuzirii divine și Domnul vrea să le împărtășească cu noi. După ce am văzut cum să evaluăm o prorocie, riscurile abuzului, precum și tiparul profetic nou testamentar, am vrea să continuăm în această seară să vedem că totuși Dumnezeu vrea să ne călăuzească. Și chiar dacă în anumite ipostaze poate nu avem un caz concret biblic la care putem apela, Dumnezeu totuși vrea să ne călăuzească. Și dacă am vorbit ultima oară despre prorocia în viața pentecostalului modern, a spune în seara aceasta călăuzirea în viața pentecostalului modern. Mesajul călăuzirea în viața pentecostalului modern. Explicația din pasajul, dragii mei, care l-am citit în această seară, începem cu atât în versetul 12. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Noi suntem limitați în capacitatea noastră de înțelegere și de înmagazinare informațiilor care le primim. De aceea, la școală, când învățăm copiii, împărțim un subiect în 10-15 lecții segmentate peste câteva săptămâni și venind la cursuri, tot învățăm până prindem bine ceea ce trebuie să știm. Ulterior, când terminăm școala, vom face apel la acele notițe care le avem ca să ne reîmprospătăm în memoria noastră ceea ce noi am învățat. De aceea, Domnul spunea, nu puteți purta tot ce am să vă spun. Dacă avea să le spun atunci tot planul mântuirii, n-aveau cum să-l prindă cu totul. De aceea spunea el că am să mă duc și va veni mângâietorul. Și când va veni mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Căci el nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Avea să vină Duhul
Sfânt al lui Dumnezeu, într-o relație foarte strânsă cu Mântuitul, trăind în templul corpului acestui mântuit, ca în felul acesta să călăuzească omul pe făgașul mântuirii. În toate domeniile vieții să fie Duhul Sfânt călăuzire. Și zicea Domnul Hristos că El va descoperi lucrurile viitoare. În 1 Corinteni, capitolul 2, ne spune Apostolul Pavel despre modalitatea în care operează Duhul lui Dumnezeu cu Tatăl și Fiul. În versetul 10 ne spune, nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, adică lucrurile viitoare, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt pătrunde acolo adânc în taina Trinității și din tainele lui Dumnezeu vis-a-vis de viitor, vis-a-vis de oricare din noi, scoate elemente care ni le descoperă și nouă, ca să știm să ne protejăm, să ne păzim, să facem voia lui Dumnezeu și să trăim în conformitate cu ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Asta face Duhul Sfânt în viața noastră. El mă va proslăvi. Pe cine? Pe Domnul Hristos. De aceea spuneam, toate darurile Duhului Sfânt proslăvesc pe Domnul Hristos. Manifestarea lor în biserică este ca noi să spunem preamărit să fie Domnul. Niciodată ca cineva să-și tragă pentru sine aclamele sau laudele, ci prin toate aceste manifestări deosebite, supranaturale, preamărit să fie Dumnezeu. Ei, dragii mei, asta face Duhul Sfânt în viața noastră. Dar când vorbim despre părtășia Duhului Sfânt cu omul, aș vrea să mai remarc încă o dată indispensabilitatea botezului cu Duhul Sfânt. Indispensability. Asta înseamnă că este o absolută necesitate. It's a must. Nu există niciun alt cuvânt care îl poți folosi decât că este obligatoriu. Este obligatoriu, necesar, ca să ai botezul cu Duhul Sfânt. Argumente teologice, Fapte 2, 38 la 39. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, fiecare din voi să fie botezat spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Nu dacă vreți, nu dacă v-ați pus în calendar, nu dacă ați vrea să luați și bonusul, apoi veți primi. Voi trebuie să primiți botezul cu Duhul Sfânt. Fapte 1 cu 8 ne spunea că voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi. Și dacă ei aveau nevoie de putere, da, mai noi în ziua de azi nu mai avem nevoie de putere? La noi așa magazie de har și de putere noi încât nu mai este nevoie de Duhul Sfânt? Avem nevoie de botez cu Duhul Sfânt, dragii mei. Ioan 7 cu 37 la 39 spunea Domnul Hristos că în ziua mare a praznicului a stat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, după cum zice Scriptura. Vorbea despre Duhul Sfânt, care încă nu fusese dat, că Hristos încă nu fusese proslăvit. Avea mai apoi să moară, să învie și să vină Duhul Sfânt peste noi. În înțelegerea bisericii primare, dragii mei, nu exista loc de a spune biserică botezată în apă și nebotezată cu Duhul Sfânt. Așa ceva nu exista în tiparul bisericii primare. Priveți la un caz din Samaria, în Fapte, în capitolul 8. Filip, diaconul, predică Evanghelia, Dumnezeu face minuni prin mâinile lui, oamenii cred, se pocăiesc, se botează în apă. Apoi biserica de la Ierusalim află că s-au botezat câțiva oameni și în loc să spună cum facem și noi, vai ce fain, scriem în registru plus încă 100, 200, 300 că s-au botezat, ăștia sunt membri în biserică, slavă Domnului, au crescut numerele. În loc să spună așa, primul lucru care îl face biserica din Ierusalim, biserica apostolică, unde erau apostolii, este să trimită doi delegați, pe Petru și pe Ioan, să facă un singur lucru, să se roage, să primească Duhul Sfânt. Era indispensabil, nu puteai vorbi de o biserică botezată în apă și nebotezată cu Duhul Sfânt. Cele două sunt legate împreună, dragii mei, și în urma rugăciunii Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt. Că noi astăzi, din comoditate, vrem să distorsionăm teologia sau învățătura biblică sau doctrina sănătoasă prin a spune nu-i chiar necesar, nu-i chiar așa de nevoie. Eu vreau să vă spun că asta e în paguba noastră, că unii spun, păi Duhul Sfânt, puterea e dată pentru misiune
Și adevărat. Și eu vă întreb, după ce ne-a botezat Dumnezeu și ne-a primit la botezul în apă, ne-a încadrat în trupul Fiului Său, în biserică, care-i scopul mântuirii noastre? Să stăm pe bancă lâncezind până vine Domnul? Sau să lucrăm cu sârguință pentru împărăția lui Dumnezeu? Toți suntem, dacă vreți, misionari pentru Dumnezeu. Fiecare în sfera lui de influență trebuie să-L mărturisească pe Dumnezeu. Și pentru aceea ai nevoie de putere din partea Duhului Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt, dragii mei, este indispensabil pentru ceea ce înseamnă lucrarea mântuirii în viața noastră. Dar întrebarea este chiar necesar, chiar și pentru mântuire, botezul cu Duhul Sfânt? Aș răspunde prin următoarea analogie. Când vrei să cumperi o mașină, sunt câteva etape care trebuie parcurse, fără de care nu poți cumpăra mașina. De exemplu, trebuie să vii cu finanțarea. Că ai tu direct bani chiar și vrei să-ți cumperi mașina sau că îi cumperi cu un împrumut din bancă, tu trebuie să vii cu banii. Asta e unul. Apoi va trebui să vii de la Service Ontario cu înregistrarea, cu ownership-ul, ca să pui mașina pe numele tău. Apoi ai nevoie de numerele mașinii ca să fie puse pe ea să poți pleca din parcare cu ea. Apoi ai nevoie de asigurare, să fie înregistrată pe asigurare, că altfel nu ți-o dă. Apoi ai nevoie să vii să semnezi actele ca să-ți dea mașina. Ei, dragii mei, vă întreb, care din aceste etape poate fi sărit peste ele și poți pleca acasă cu mașina? Nimeni nu-ți vinde o mașină dacă nu treci prin toate etapele. Să spunem că tu vii acolo cu bani în mână, 30.000, 40.000, cât costă o mașină. Uite, am banii jos, îți pun aici în mână, dă mașina. Da, adum și asigurarea, adum și talonul, adum și numele și atunci poți să iei mașina. Băi, eu n-am timp de ale, dă mașina că eu vreau mașina. Nu poți să iei mașina până nu vii cu toate aceste etape. Care din ele poți să le scapi? Asigurarea. N-am avut timp să sun, acum nu pot, las că o suna săptămâna viitoare. Până nu mi-aduci de la asigurare documentul că mașina asta e înregistrată, nu poți să o iei, foarte simplu. Când ai adus toate aceste etape împreună, mașina este a ta. Dragii mei, în ceea ce noi numim mântuire, nouă ne place să segmentăm, adică mântuiți fără plus, cu sau... Dragii mei, procesul mântuirii, lucrarea mântuirii, comportă toate aceste elemente. Naștere din nou, pocăință, mărturisire de păcate, botez în apă, botez cu Duhul Sfânt, sfințire, toate acestea sunt necesare ca mântuirea să fie dusă până la capăt. Că nu ne place nouă, modern, anumite etape. E treaba noastră. Asta nu desfințează Sfânta Scriptură, ci cuvântul rămâne în picioare, mărit să fie Domnul. De aceea, dragii mei, nu putem vorbi despre un creștin mântuit, care nu are vorba experienței cu Duhul Sfânt. E nevoie să fii umplut de putere. Devii așa de anemic, te uși pe picioare, devii ineficient, pur și simplu o virgulă pe pagina lucrării lui Dumnezeu, pentru că n-ai primit puterea care te poate ajuta să fii eficient pentru Dumnezeu. Toți trebuie să slujim. Când se întoarce, Domnul Hristos va răsplăti fiecăruia pentru ceea ce a lucrat, dragii mei. Și dacă n-ai făcut nimic, pentru ce să-ți răsplătească Domnul? Dar știți că nu-i numai răsplata în joc? Că ne spune în Matei 25 că la unul i se dat 5 talanți, la unul 2 talanți, la unul 1 talent. Și unul a lucrat, altul a lucrat și unul l-a ascuns în pământ. Și când vine stăpânul și-l ia la târguială, știți care este soarta acelui om? I-a aruncat în întunericul de afară. Nu știu cum puteți interpreta dumneavoastră, dar în toate pasajele Scripturii, întunericul de afară este iadul, dragii mei. Nu este nicio altă inversare care o poți face. Și eu mă întreb, cum adică să fii mântuit și să nu faci nimic? Că în Fapte 8, evanghelizarea n-a făcut-o Petru și Ioan, au făcut-o ăia care au fost pocăiți, care au fost botezați, umpluți cu Duhul Sfânt, care au fugit din cauza prigoanei și pe oriunde au ajuns, au predicat Evanghelia și Dumnezeu a dat biruință. Mărit să fie Domnul! Cum ziceam atunci când predicam despre evanghelizare, dacă ar porni un foc de prigoană aici în Kitchener și toți ne-am împrăștia, eu mă întreb, câte biserici s-ar naște în urma noastră? Că, dragii mei, noi suntem chemați să evanghelizăm, fiecare să mărturisim. Și dacă spui, eu n-am putere, eu nu pot, frate, înseamnă că n-ai
putere din partea Duhului Sfânt. Hai la stăruință și Domnul să te îmbrace cu putere. Și atunci când vine Duhul Sfânt în tine, atunci când se coboară în vasul tău, Duhul Sfânt are să ne învețe, să ne călăuzească în tot ceea ce înseamnă adevărul lui Dumnezeu. 1 Ioan 2,20. Dar voi ați primit ungerea din partea celui Sfânt și știți orice lucru. Versetul 27. Cât despre voi, ungerea, să-i Duhul Sfânt, pe care ați primit-o de la El, rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva, ci după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El după cum v-a învățat ea. Ungerea Duhului Sfânt, Duhul Sfânt ne învață, ne călăuzește. Și atunci se pune o întrebare, dacă am văzut că este indispensabil, toți trebuie să fim plini de Duhul Sfânt, cu tot respectul, că până acum n-ai venit, că până acum ți-a fost rușine, că până acum ai stat deoparte, că până acum ai făcut loc să vină copiii. Dragul meu, nu te juca cu Dumnezeu și cu mântuirea. Caută să fii plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și apoi urmează pașii Domnului făcând lucrarea sa. Ei, care sunt modalitățile prin care Duhul Sfânt ne călăuzește? Sunt mai multe. Cum ziceam, nouă ne place foarte mult prorocia că e foarte tangibilă pentru noi. Dar sunt mai multe domenii prin care Dumnezeu ne poate călăuzi. Vreau să-L observăm pe scurt, apoi să concluzionăm iar cu câteva sfaturi legate în special de prorocie, pentru că este cea mai aproape de noi și, revin, cea mai abuzată și în același timp cea mai benefică când este folosită corect în adunare. Forme de călăuzire. Dragii mei, Dumnezeu în primul rând ne poate călăuzi prin cuvântul scris a lui Dumnezeu. Prin Biblie, Dumnezeu ne poate călăuzi. 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Toată Scriptura este de folos să ne învețe, să ne dea înțelepciune, să ne dea lumină și multele noastre întrebări ar dispărea peste noapte dacă am petrece mai mult timp cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu știm pentru că nu citim și mă reîntorc la prorocie. Ca să poți judeca o prorocie corect, trebuie să cunoști cuvântul Domnului. Ca să nu te încurci cu prorocia, trebuie să cunoști cuvântul Domnului. Ca proroc să nu dai greș, trebuie să cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Nu putem pune îndeajuns accent cât trebuie ca noi să înțelegem. Trebuie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul ăsta ne călăuzește. De nenumărate ori am avut experiența când în urma unei nevoi concrete m-am rugat, am deschis Biblia și Dumnezeu mi-a vorbit, dragii mei. Și cum se spunea de multe ori, acest proroc atât de bine prorocește că nu ți-ai putea pune o armată de proroci să prorocească ca și Sfânta Scriptură. Mi-aduc aminte că în 2007 și avusesem o problemă de sănătate altă de ce care spuneam și mi-aduc aminte că atunci am luat familia împreună, ne-am rugat și am spus unui copil, după ce ne rugăm cu familia, tu spui un număr, eu deschid Biblia și de acolo citesc și cred că Dumnezeu poate să răspundă. Eram într-o situație foarte dificilă. Doctorul mi-a prescris medicamente, mi-era frică să le iau, n-am vrut să le iau. Dacă nu le luam, dădeam de bai tot cu ei. Dacă le luam, era frică că păzesc altceva. Și am zis, Doamne, luminează-mă ce să fac ca să nu greșesc. Ne-am rugat toți împreună și după ce am terminat rugăciunea, îi zic băiatului, spune numărul, 18. Deschid Sfânta Scriptură și Daniel, capitolul 8. Este un singur verset, 18, pe amândouă pagini. Spune așa, pe când îmi vorbea el, am căzut cu fața la pământ leșinat. El m-a atins, m-a așezat iarăși în picioare, în locul în care mă aflam. Pe baza acestui cuvânt profetic, biblic, dragii mei, am crezut că Dumnezeu îmi face bine. N-am luat medicamentele și au trecut câteva zile și Dumnezeu m-a vindecat pe deplin. Măriți să fie numele Domnului. Ăsta e proroc mare care îți vorbește și orice credincios îl are la îndemână. Eram împreună cu frații slujitori într-un context la un moment dat la o persoană vorbind despre nevoile care erau înaintea lui Dumnezeu. După ce am consiliat și am discutat, persoana spunea nu simt eliberare, parcă mi-e foarte greu, nu știu cum să fac. Acum de ne rugam noi și ieșea o prorocie, bărbatule, te-am iertat, te-am iubit, te vindec, a venit Iisus, păi prorocești ca să mă fac să simt bine. Dar zic altceva, frate, zi tu un număr, noi deschidem Biblia și Domnul să-ți prorocească El.
Am deschis Sfânta Scriptură și în versetul acela erau exact cuprinse cuvintele: El vă dă iertarea. Dragii mei, Dumnezeu știe să răspundă, măriți să fie Domnul. Și așa de concret vorbește prorocul acesta. O, de ne-am apropiat mai mult de Sfânta Scriptură și am cunoaște-o. Cât de clar am putea să facem noi decizii în viață zi cu zi. Dumnezeu ne călăuzește prin Sfântul Cuvânt. Dumnezeu ne poate călăuzi prin sfatul sfetnicilor, dragii mei. Proverbe 13 cu versetul 10. Prin mândrie se ațâță numai certuri, dar înțelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile. Și apare o situație în care n-ai lumină și mergi la un frate slujitor, la consiliu pastoral: fraților, ajutați-mă, uite-mi problema asta, cum ar trebui să înțeleg, nu vreau să dau greș. Și în acel context de sfătuire, venind împreună, Dumnezeu dă o călăuzire. Apostolii discutau împreună ce să facă vis-a-vis de neamuri și discutând, dând argumente, la un moment dat coboară Duhul Sfânt în sfatul lor. Și nu spune că a fost o prorocie, dar în contextul acelei discuții apare sfatul și ei scriu: apostolii, prezbiterii, frații, către cei care sunteți în Antiohia, ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă, în consiliul nostru, că așa ar trebui să se facă. Așa au fost? O rămas scris în Sfânta Scriptură, dragii mei. Dumnezeu dă lumină prin sfatul sfetnicilor. Și eu îmi doresc ca noi toți care suntem plini de Duhul Sfânt să avem sfaturi bune pentru cei din jurul nostru. Așa de minunat e când ești într-o situație, vorbești cu un frate, o soră și discutând împreună prin gura lui sau prin gura ei, Dumnezeu îți dă un răspuns. Și nu-i prorocie, e un moment de inspirație din partea Duhului Sfânt și Domnul te călăuzește. Mare har! Doamne, lasă sfetnici buni în adunare. Dumnezeu ne călăuzește prin circumstanțe, dragii mei. Astea sunt foarte interesante. Dar știți că de multe ori mai mult ne călăuzește prin circumstanțe decât prin lucruri concrete, precum ar fi prorocii? Ne spune în Matei, în capitolul 2, cu versetul 13. După ce au plecat magii, a venit un înger al Domnului care se arăta în vis lui Iosif și zicea: scoală-te, ia pruncul pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și mama lui, noaptea și-a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: am chemat pe fiul meu din Egipt. Din cauza unei crize a ajuns să fugă în Egipt ca să se împlinească un cuvânt al lui Dumnezeu. Apoi în versetul 22: dar când a auzit că în Iudeia împărățește Arhelau în locul tatălui său, Irod, s-a temut să se ducă acolo. Și fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, a plecat în părțile Galilei. A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, că el va fi chemat Nazarinian. Dragii mei, prin circumstanțele vieții, situații care le întâmpinăm, Dumnezeu ne poate călăuzi. Avem așa o expresie: când se închide o ușă, se deschide alta. Adică Dumnezeu te poate împinge într-o direcție care n-ai fi vrut, dar Dumnezeu o face. Mai vă întreb, Iosif, fiul lui Iacov din Sfânta Scriptură, ar fi vrut el să ajungă în Egipt? Da, de unde? Nici n-avea un plan de emigrare. Dar forțat fiind de circumstanțe, vândut de frații săi, ajungând în casa lui Potifar, în închisoare, apoi în casa imperială, toate acestea au fost circumstanțe prin care Dumnezeu și-a îndeplinit planul. Și uitându-se acum Iosif în istoricul lui, spune: cât de mare a fost Dumnezeu, cum mi-a închis o ușă, deschis alta și m-a împins pe făgașul unde trebuia să fiu. Asta e mâna lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Asta înseamnă providență, dragii mei. Adică Dumnezeu, ca Dumnezeu are capacitate să facă El, să curească un drum cum vrea El și că vrei tu sau nu, pe drumul ăla mergi. Asta înseamnă Dumnezeu să te călăuzească prin circumstanțe. Sunt multe exemple de dat aici. Dumnezeu ne poate călăuzi, dragii mei, prin durere. Știți și asta? Ne spune în cartea Iov, în capitolul 33, că Dumnezeu ne poate vorbi nouă și ne poate călăuzi chiar și prin durere. Versetul 19.
Și prin dureri este mustrat omul în culcușul lui când o luptă necurmată îi frământă oasele. Atunci este greață de pâine, chiar și de bucatele cele mai alese. Carnea îi se prăpădește și piere oasele, oasele care nu îi se vedeau rămân goale. Sufletul îi se apropie de groapă și viața de vestitorii morții. Dar dacă se găsește un înger mijlocitor pentru el, unul din miile acelea care vestesc omului calea pe care trebuie să urmeze Dumnezeu, se îndură de el și zice îngerului, izbăvește-l, ca să nu se coboare în groapă, am găsit un preț de răscumpărare pentru el. Și el se vindecă. Știți că Dumnezeu, prin durere, poate călăuzi pe cineva? A fost cazuri când frații au ajuns în spital din cauza unei probleme, unei boli. Te întreb, de ce, Doamne? De ce ai îngăduit asta? Ca să ajungi acolo dându-ți seama că în salon cu tine era altcineva care nu-L cunoștea pe Dumnezeu și în acele 2, 3, 4 zile stat de la spital, ai avut șansa să mărturisești pe Dumnezeu vorbind unui om despre Domnul. Dacă nu era contextul ăla, cine ajungea acolo? Dar Dumnezeu, printr-o durere, te-a călăuzit pe un domeniu unde vroia El să te ducă. Ăsta e Dumnezeu care din orice context își scoate slava, mărit să fie Domnul. Dumnezeu ne poate călăuzi prin vise, dragii mei. În Iov 33, cu versetul 14, ni se spune, Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. El vorbește prin visuri, prin vedenii de noapte. Când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor, atunci El le dă înștiințări și le întipărește învățăturile Lui ca să se abată pe om de la rău și să-l ferească de mândrie, ca să-i păzească sufletul din groapă și viața de loviturile sabiei. Poate Dumnezeu, prin vis, să călăuzească pe cineva. Ni se spunea că bătrânii voștri vor visa visuri, dragii mei. Acum, legat de visuri, ca și la prorocie, sunt tot trei surse. Visurile pot să fie din partea lui Dumnezeu, o înștiințare divină, pot să fie din partea celui rău, alea sunt coșmare, de obicei, și mai pot să fie din mulțimea gândurilor. Adică dacă te-ai culcat flămând, visezi cu mâncare. Dacă te-ai culcat frământat, visezi cu frământarea ta. Că de altfel, noi visăm în fiecare noapte de câteva ori. De fapt, după modalitatea psihologică în care am fost construiți, undeva de 4-5 ori pe noapte avem episoade când noi visăm. Undeva 2-3-5 minute de vis. Noi nu ne dăm seama și le uităm cam întotdeauna. Numai dacă te scoli dintr-un vis, de obicei rămâi cu el. Și îți cam dai seama că e Domnul, când rămâne pace, claritate, este un mesaj concret și se împlinește ulterior. Dacă nu, poate să fie o călăuzire greșită, poate să fie un duh, poate să fie mintea ta care în frământările ei dă naștere la multe visuri. Și aici trebuie foarte mare grijă ca și la prorocie. Dar Dumnezeu ne poate călăuzi prin visuri. Dumnezeu ne poate călăuzi prin semne. Adică cineva vrea să pună un semn înainte lui Dumnezeu. Și aici cu semnele, dragii mei, trebuie să fim foarte atenți, pentru că sunt unii care fac așa niște greșeli mari și aici. Dacă mâine mă scol și cerul este verde și nu știu ce altceva, atunci înseamnă că Dumnezeu vrea să-mi vorbească. Dragii mei, nu ne jucăm cu semnele că nu lucrează în felul acesta. Observați cum se pune un semn înainte lui Dumnezeu. Geneza 24 cu versetul 13. Se roagă robul lui Avram. Iată, stau lângă izvorul acesta de apă și fetele oamenilor din cetate vin să scoată apă. Fă ca fata căreia îi voi zice, pleacă-ți vadra, te rog, ca să beau și care va răspunde, bea și am să dau de băut și cămilor tale, să fie aceea pe care ai rânduit-o pentru robul tău, Isaac. Și prin aceasta voi cunoaște că te-ai îndurat de stăpânul meu. Ei, dragii mei, semnul ăsta e foarte concret. Știți ce înseamnă? Adică o fată care este muncitoare. Zice cineva foarte bine. Păi dacă fata asta era prea preocupată de machiaj, de unghii făcute, nu știu dacă se punea să scoată apă la cămile. Dar fata asta, prin semnul pus, o venit să muncească. Și când a ajuns acolo, începe să scoată apa, dar pe cămile dă și lui de băut și ăsta spune, bun semn, asta e fată de căsătorit, asta e bună în căsătorie. No, asta e pentru robul, Avram. Așa se pune un semn, dragii mei. Adică ceva concret care se poate evalua concret. Nu chestii în astea că dacă mă scol să fie un înger și nu cred că a vorbit Domnul. Nu ne încurcăm cu astfel de lucruri. Poate Dumnezeu să călăuzească prin harisme, sunt cele 9 daruri și nu mai intru că deja am vorbit cu exemple despre ele. Și poate Dumnezeu să călăuzească supranatural. Aici sunt cu adevărat momente rare, dar minunate. Precum arătarea unui înger,
Pavel era pe mare, nu mai mâncaseră nimeni și Pavel spune, nu vă frământați, aseară un înger al Dumnezeului căruia îi slujesc s-a arătat și mi-a spus, nu te teme, Pavele, că nu va fi nicio pierdere, numai corabia. Deci, asta înseamnă ceva minunat, supranatural. Eram împreună cu fratele Dani Bârsan într-o localitate și vorbeam cu cineva, un frate dintr-o biserică, și ne spunea cum atunci când a venit înspre Canada, fugind din România, trecând granița, a văzut un înger care l-a călăuzit. Nu știa că un înger. Era un om înalt care mergea și tot luându-se după el, mergând după el, la un moment dat s-a trezit că trecuse de fapt granița, era acum în siguranță și omul acela dispăruse. Asta înseamnă ceva supranatural. Sunt rare, dar minunate. Modalități de călăuzire. Și toate acestea, dragii mei, în felul lor de exprimare, le gestionează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. El vă va învăța toate lucrurile și vă va călăuzi în tot adevărul. Asta face Duhul lui Dumnezeu care este în mine și care este în tine, dragul meu. De aceea, dacă n-ai avut până acum umplerea, caută să fii umplut de Duhul lui Dumnezeu. Dar ne reîntoarcem încă o dată, pe scurt, la prorocie. Pentru că pentru noi prorocia este cea mai accesibilă, cea mai tangibilă. Eu nu vreau să mă încurc cu un semn, cu un vis, cu alt... Biblia, da, e bună, dar nu știu, mie până acum nu mi-a zis Dumnezeu cum mi-a zis la ăla din Biblie. Mi-ar place să-mi spună și mie Dumnezeu un răspuns. Și parcă ni-i mai ușor să mergem la un proroc să spunem, roagă-te pentru mine să vezi dacă este un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Mă reîntorc ca să avem atenție câteva mențiuni asupra lucrării profetice și în această seară. Dragii mei, grijă la viața ta când întrebi pe Domnul. Și nu la prorocie, la orice semn. Când întrebi pe Dumnezeu, foarte mare grijă la viața ta. Dumnezeu își călăuzește pe copiii săi, pe copiii care nu s-ai săi. Nu-i călăuzește, dragii mei. Adică cheamă la mântuire, sigur, dar nu-i călăuzește ca pe noi. Adică în familia mea eu am copii. De copiii mei eu mă ocup. De copiii altora se ocupă alții, dar de copiii mei mă ocup eu. Și atunci Dumnezeu pe ai lui îi călăuzește. Dacă nu te încadrezi în trai și în viață ca un copil al lui Dumnezeu, nu te aștepta la călăuzirea Domnului. În Ezechiel capitolul 14 ni se spune că oamenii își purtau idolii în inimă. Vroiau să trăiască în viața lor liniștit, cum vroiau ei, și apoi la urgență mergeau la proroc, hai roagă-te pentru noi. Și Domnul spunea, să mă las eu întrebat de ei? Și hai că mă las. Și apoi vine un cuvânt așa de aspru. Mă las întrebat de ei, am să le răspund, am să-i fac de pomină și am să-i nimicesc din poporul lor. Adică Dumnezeu nu se joacă dacă tu te joci cu sfințirea. Dumnezeu rămâne sfânt, dragii mei. De aceea, prea des tratăm pe Duhul Sfânt ca un ATM, un bancomat. Adică eu trăiesc cum vreau eu și la urgență fug repede, bag acolo butoanele, hai dăm prorocia ca să mă duc acasă. Și după ce vine prorocia, eu nu mai rămân la biserică, eu nu mai stau la adunare, eu plec tot acasă. Mă doare, dragii mei, că atunci dacă vine un proroc, toți venim să auzim prorocii, să întrebăm pe Domnul. Dar cât de mult venim la studiu biblic? Cât de mulți venim la adunare, consecvent, să fim împreună, să învățăm despre Dumnezeu? Nu vi se pare că ne jucăm cu ceea ce înseamnă prorocia? Revin, e un har, e de la Domnul, e bună! Dar să nu ne jucăm, că nu e un bancomat Dumnezeu, când ai chef apeși butoanele și când ai chef pleci mai departe. Dumnezeu vrea să trăiască cu noi și noi cu El, dragii mei. Și cine vrea să trăiască cu Domnul, să se sfințească după cum Dumnezeu este sfânt, mărit să-i fie numele. Aici e o expresie, dragii mei. Nu se poate să mergi la plajă la amiază și seara vii la rugăciune să vrească Dumnezeu vis-a-vis de problemele care le ai. Nu vă jucați cu Dumnezeu. E prea sfânt Dumnezeu ca să ne jucăm cu așa ceva. Când auzim expresii sau întâmplări precum ne povestea și fratele Hozan, când a întrebat pe Domnul pentru a se căsători și prin soara Rozală din Borhan și-a venit un cuvânt foarte exact la trei puncte, cum erau scrise pe foaie, noi am spune, bă, aia vrem și noi. Dar zicea fratele Hozan, cum s-a dus să întrebe pe Domnul? Împreună cu un grup de băieți, stând și în post și în rugăciune, până au ajuns acolo, toți se oprau, se rugau, plângeau, Doamne, răspunde la cauza noastră. E, bă, dacă vii așa înainte lui Dumnezeu, eu cred că Dumnezeu îți poate răspunde. Dacă îmi tratezi așa flagrant lucrarea Domnului, ca și cum Dumnezeu e dator să-ți vorbească ție, aici e o mare problemă. Dragii mei, să ne sfințim în toată purtarea noastră, ca să-L onorăm pe Dumnezeu care poate să vorbească. Nu-i bancomat. Dumnezeu vrea
Mesia să fie stăpânul vieții noastre. Și atunci, da, ne călăuzește în vreme bună, în vreme grea, în situații de criză, Dumnezeu e cu noi, Duhul Sfânt e cu noi. Alminteri, întristăm pe Duhul Sfânt, se retrage de la noi și mai trist ne spune Isaia că Duhul lui Dumnezeu se poate face vrășmaș nouă și ferească Dumnezeu de așa ceva, dragii mei. În al doilea rând, mențiune vis-a-vis de prorocie și călăuzire, grijă să nu faci din prorocie o cârjă. Putem cere confirmări la un mesaj cu privire la o decizie foarte mare, adică ne-a vorbit Dumnezeu, dar parcă mai am nevoie de o confirmare. Cazul este Gedeon. Doamne, dacă e voia ta, fă acum să vină roa pe iarbă și nu pe lână. Apoi, iartă-mă că mai îndrezesc, Doamne, dar fă acum să vină numai pe lână și nu pe iarbă. Și atunci știu că ești tu. A avut nevoie de o confirmare că era ceva foarte complex. Sigur, la o decizie foarte complexă, ai nevoie de o călăuzire foarte profundă. Și Dumnezeu ca tată, care vrea să te călăuzească, se lasă să fie întrebat. El vrea să te călăuzească. Duhul Sfânt te ajută. Dar, dragii mei, este important să învățăm că Dumnezeu, când ne vorbește, vrea să și credem ce ne vorbește Dumnezeu. Psalmul 62, cu versetul 11. Odată a vorbit Dumnezeu și de două ori am auzit eu că puterea este a lui Dumnezeu. De multe ori mi se pare că nouă trebuie să ne vorbească Dumnezeu de 30 de ori ca noi să înțelegem jumate de dată. Și asta e mare problemă. Băi, am avut o prorocie, dar parcă mai am nevoie de o confirmare. Mai o prorocie. Frate, mai întreabă pe Domnul. Auzi, mai sună și în țară. Mai vine un proroc pe la noi. Mai am vrea să spun înainte Domnului. Mă, omule, dar nu ți-a vorbit Dumnezeu. Ba, dar mai am nevoie de o confirmare. Dragii mei, dacă ți-a vorbit Dumnezeu din cer și ți-a răspuns la cauza ta, crede-L pe Dumnezeu, dragul meu, că Dumnezeu ce vorbește împlinește, mărit să fie numele. Cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce înapoi fără rod. În Habacuc 2:3 ni se spune, este o prorocie a cărei vreme se apropie de împlinire. Dacă zăbovește, așteaptă-o, dar nu mai reîntreba, crede că Dumnezeu va împlini, că ăsta e Dumnezeul care vorbește, lăudat să fie numele. Să credem ceea ce ne spune Domnul. Alminte, dragii mei, devine prorocia un fel de cârjă. Și aici e o mare problemă. Nu în sensul că ne susținem printr-o prorocie, ne încurajăm, nu în sensul ăsta, ci devine, practic, un fel de scăpare de la a crede cuvântul lui Dumnezeu. Odată sună o persoană spunând, am o cauză, sunt de frământată și în urma unui cuvânt din partea Domnului spunea, auzi, nu știu ce să mai cred, mi-a vorbit Domnul, nu știu câte ori același mesaj, dar nu știu, de ce nu se împlinește? Și răspunsul a venit pe măsură, să te ferească Dumnezeu, să mai sună vreun proroc, să mai întrebi pe Domnul. Pentru că de acum tu ispitești pe Dumnezeu, ți-a vorbit Dumnezeu, ți-a confirmat Dumnezeu, ce mai vrei, omule, crede cuvântul lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că dacă îți vorbește Dumnezeu odată și tu nu crezi, mai ai nevoie de încă 10 confirmări, când te vei opri să crezi până la urmă? Că dacă la prima n-ai crezut, la cincea nu crezi, crezi că la 10 ai să crezi? Dacă nu crezi cuvântul lui Dumnezeu care îți vorbește, cum să crezi prorociile care vin din partea Duhului Sfânt? E nevoie, dragii mei, să ne ancorăm în Scriptură și în credința în Dumnezeu. Și Dumnezeu în har ne vorbește prin Duhul Sfânt, se lasă întreba de noi, ne poate călăuzi, dar să nu tratăm prorocia ca și o cârjă. Adică eu n-am stabilitate spirituală, eu nu vin la biserică, eu nu citesc cuvântul lui Dumnezeu, eu n-am părtășie cu Domnul, dar la urgență, la bancomat, Doamne, dăm prorocie repede, hai spune-mi acum, câte unul sună, vreau acum să duci cu mine la telefon. Auzi, eu mă rog când am un moment să mă rog cu Dumnezeu. Eu nu-s bancomat, numai așa pachet prorocii. Eu am nevoie de părtășie cu Domnul, ca nu cumva să greșesc. Dacă vrei o astfel de prorocie așa, la foc automat, s-ar putea că acolo nu vorbește Domnul, dragii mei. Că Duhul Sfânt trebuie să stai în părtășie cu El, te urci pe turn ca Habacuc și acolo în părtășie cu Domnul. De acolo începe să vină mesajul din partea lui Dumnezeu. Aveți foarte mare grijă cu astfel de lucruri, dragii mei, să trăim frumos înaintea lui Dumnezeu și să credem cuvântul Domnului, să ne bucurăm de lucrarea profetică din biserică, de prorocii, de vedenii, de cunoștințe, de descoperiri, să le prețuim ca un dar din partea lui Dumnezeu, scumpii mei. Dar să nu uităm că acestea au scopul să ne întărească mai departe, argumentându-ne că Domnul chiar ne-a văzut pe noi în dinamismul vieții noastre. Ce rămâne fundamental e ce ne-a promis Dumnezeu în Sfântul Cuvânt. Doamne, ajută să credem aceasta. 3. Grijă să nu întrebi pe Domnul ceea ce știi că nu este voie.
Am stabilit că nicio prorocie nu poate trece peste Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu ultima dată. Și când o prorocie a trecut peste Cuvântul lui Dumnezeu, automat este descalificată. Nici nu mai pune la discuție. Ei, dragii mei, când întreb pe Domnul ceva ce deja Cuvântul interzice, vreau să vă spun că acolo ispitesc și prorocul, și pe Domnul, și risc să cadă în pediapsa lui Dumnezeu. Este ceva grosolan să faci astfel de lucruri. Dacă în Sfânta Scriptură scrie că n-ai voie, păi cum faci tu să mai întrebi pe Duhul Sfânt dacă ai voie să faci ceea ce în Scriptură scrie că n-ai voie să faci? Vă dau un exemplu. O tânără odată, așa foarte emoționantă, spune: am o cauză, vreau să ne rugăm. În urma unei rugăciuni, nu vine nicio descoperire. De ce nu vorbește Domnul? Că am nevoie de călăuzire, trebuie să-mi vorbească Domnul, așa de frământată. Și zic: auzi, mă, dacă nu a vorbit Domnul, măcar spunem situația și poate este pe o linie din partea Scripturii care putem să o dăm. Eu m-am gândit că era o problemă cinci de viață simplă, de școală, deci câte alte lucruri. La care spune: păi, vorbesc cu un băiat, el nu-i pocăit, aș vrea să mă căsătoresc cu el, dar nu știam cum să fac. Mă, fată, dacă în Sfânta Scriptură scrie că n-ai voie să faci așa ceva, pe cum îndrăznești să mai întrebi pe Dumnezeu când deja Dumnezeu ți-a spus că n-ai voie? Ăsta e ca și copilul care spune: mama, am voie acolo. Păi n-ai voie. Și după urmă mai întreabă: dar am voie acolo. Păi dacă ți-am spus o dată că n-ai voie și de mă întreb de 10 ori în altă formă, tot n-ai voie. E așa se întâmplă și cu astfel de lucruri. Riscăm să ispitim pe Dumnezeu și să cădem sub pediapsa Domnului, dragii mei. Adică să întreb pe Domnul prin Duhul Sfânt dacă poți divorța. Asta e blasfemie, dragii mei. Când în Scriptură scrie negru pe alb: eu, Domnul, urăsc despărțirea în căsătorie. Nu ispitiți pe Dumnezeu. Să întrebi pe Domnul dacă ai voie să faci avort, dacă ai voie să mergi în locuri nepotrivite. Păi scrie în Sfânta Scriptură, dragii mei. Ce mai ai nevoie să faci? Zicea fratele Hozan, o întâmplare care o întâlnise dumnealui. Și am mai spus această întâmplare aici în adunare. Doi tineri se discutau, certau între ei că unul vrea să meargă la o petrecere. Și să mergem să întrebăm pe Domnul, spunea celălalt. Spune: băi, și dacă mi-ar proroci prorocul că n-am voie, eu tot mă duc la petrecere. Și când ajung la fratele Hozan, îi spune: frate, eu vreau să-mi prorocești, să-mi spune Sfânta Scriptură că eu n-am voie să fac așa ceva. La care fratele Hozan spune: măi, eu nu sunt chiar așa de mare proroc, dar uite ce facem. Eu deschid Biblia, tu pui degetul, citește tu din Sfânta Scriptură. Și așa fac. Și când pune mâna, Ieremia 16:8, să nu intri într-o casă de petrecere, să mănânci, să bei cu ei. Păi ăsta e prorocul cel mare care ne vorbește. Dacă n-asculți Sfânta Scriptură, nu mai întreba pe Dumnezeu, că automat te descalifici. Trebuie să rămânem în ceea ce este scris. Doamne, ajută la aceasta! Să nu cumva să ispitim pe Dumnezeu. Te mi-a arătat Dumnezeu în vedenie numele de la loto, ce fain ar fi. Dragii mei, iertați-mă, asta e blasfemie pură. Să nu ne jucăm. Revin și în această seară. N-a plătit Iisus cu sânge sfânt să ne mântuie, ca noi să călcăm în picioare lucrarea prețioasă a Duhului Sfânt. Ne învață, ne călăuzește, ne duce spre mântuire, ne păzește, ne dă înțelepciune. Nu ne batem joc de Dumnezeu. Ferească Domnul de așa ceva. Al patrulea rând, dragii mei, grijă la prorociile cu privire la căsătorie. Aș vrea să fac această mențiune pentru că aici de multe ori s-au făcut foarte mari greșeli și nu vreau să fiu nici înțeles greșit. Dumnezeu ne poate călăuzi în toate domeniile vieții, pământești, spirituale, oricare ar fi, că-i Dumnezeu. Și iubindu-ne ca Tată, ne poate învăța. Dar este foarte important să înțelegem ceea ce se întâmplă când întrebăm pe Domnul pentru astfel de situații. Tocmai ca să nu avem traume mai târziu. Nu mai cred în Domnul, nu mai pot, că auzi, mi-a vorbit prorocul și uite că nu s-a întâmplat, acum ce mă fac? Sau câte alte opțiuni. Ei, dragii mei, nu există predestinare în căsătorie. Nu există predestinare în căsătorie. Adică din eternitate Dumnezeu a rânduit ca Ionică cu Maria să fie soț-soție și de nu se iau ei cade tot planul mântuirii. Asta nu există. Dumnezeu îți dă libertate totală să te căsătorești cu cine vrei tu și limita este în Domnul. Deci din biserică, cel care e mântuit, e pocăit și este necăsătorit, poate să ia un alt partener de sex opus, că de să menționăm și asta în ziua de astăzi, să se căsătorească câtă vreme este în Domnul. Ai libertate. Ei, ne place să avem o călăuzire și eu zic că e nevoie de călăuzire din partea lui Dumnezeu. Dar aceea călăuzire, dragii mei, vizează compatibilitatea și durabilitatea în viața de căsnicie. Mă explic. Ideea că Domnul mi-a zis să o iau
E ca și cum am fost obligat să mă căsătoresc cu sora. Și acest concept este străin de Sfânta Scriptură. În cazurile de excepție, cum a fost Osea, îi spune Domnul să meargă să ia o curvă. Asta a fost un caz de excepție, întărind regula că ai libertate cu cine vrei, aici ca excepție face Dumnezeu așa ceva. Tu ai libertate în Domnul să te căsătorești. Dar tu vrei să ai o călăuzire din partea lui Dumnezeu. În preștiința sa, Dumnezeu știe cum va arăta viața fiecăruia, știe persoana cea mai compatibilă pentru mine, iar în călăuzirea care mi-o dă, îmi confirmă dacă va fi o căsnicie binecuvântată sau dificilă. Și aici trebuie să înțelegeți, dragii mei. Te poți căsători cu oricine vrei, dar căsnicia va fi foarte plăcută sau foarte dificilă, pentru că suntem oameni foarte complexi. Și vă dau acum un exemplu de prorocie vis-a-vis de căsătorie. De povestea frate Mitică Franciuc, era mai tânăr dumnealui atunci, că a venit o fată cu mama ei la rugăciune. Și spune Duhul Sfânt astfel, întâi va veni amarul, apoi va veni pelinul și în urmă vine mierea. Să ai foarte mare grijă să nu te încurci. Ea deja vorbea cu un băiat. Ei, când planificaseră să meargă să semneze actele, în ziua de, ajunge la locul de întâlnire mai devreme ea. El apare din alt building și nu o văzuse pe ea cu o altă fată. O sărută, o lasă și vine acum la mireasa lui. Când ea îl vede, văzând scenă, spune, dar cum îți veni să faci așa ceva? El începe să țipe la ea, să strige la ea, mai sună și o bată. Ea a înțeles că ăsta era amarul, a fost clar. Și Domnul spune așa, vine amarul, vine pelinul, apoi vine mierea. Ei, după acest băiat, a venit un altul și a venit și un al treilea. Ăsta al doilea, îi se părea mai potrivit, mai plăcut, mai chipeș, mai cum altfel, și se ia cu el. Dar sfatul Duhului Sfânt, nu predestinare, ci călăuzie, era să aibă grijă în aceste etape. Se ia cu al doilea. Și zicea că după puțini ani de căsătorie a început să fie abuziv, să o bată, să sufere foarte mult, exact cum a vorbit Duhul Sfânt. Acum, că s-a căsătorit cu el, a păcătuit? Nu, a fost la alegerea ei. Dar acum aș duce crucea, cum zicem noi. Ei, aici intervine ceea ce zicem noi despre prorocie la căsătorie. Dumnezeu ne călăuzește vis-a-vis de compatibilitate și durabilitate. Și acum, mențiunea cea mai importantă este, dragii mei, confirmarea lui Dumnezeu în privința căsătoriei nu garantează o căsnicie fără dificultăți. Că aici apare greutatea noastră. Eu dacă am întrebat pe Domnul, mi-a spus da, înseamnă că mă căsătoresc cu Mărie și o fi bine toată viața, niciun stres, nicio durere, nicio problemă, vai ce facem să fie de noi, numai în honeymoon. Și nu e asta viața. Prin definiție, căsătoria vine cu greutăți. Ființele acestea vor avea necazuri pământești, asta spune Biblia. Peste asta nu poți trece. Și atunci, ce se întâmplă? Asta face Adam. Doamne, nevasta care mi-ai dat-o? Tu. Pune vina pe Dumnezeu. Tu mi-a... Dacă nu mi-o dădeai tu, nu eram aici? Dar tu mi-ai dat-o. E, aici e problema cu prorocia la căsătorie. Dumnezeu ne poate călăuzi, ne poate da un sfat compatibil sau necompatibil. Și amândouă se pot lua, doar că vor fi mai plăcut sau mai neplăcut. Dar tu trebuie să înțelegi că tot vor fi dificultăți. Și apoi să nu spui la primul, al doilea, al zecelea an, când apare o greutate, păi mi-a zis Domnul să o iau, de ce am greutăți? Că asta e viața, omule drag. Și dacă îți faci căsnicia cum trebuie, ai un colț de rai. Și dacă nu o faci cum trebuie, ai iadul pe pământ. Că aici îți stă ție în putere să o faci cum trebuie în pocăință sau să nu o faci. Și atunci să fim atenți cu ceea ce înseamnă călăuzirea din partea lui Dumnezeu. Credem concret că Domnul poate călăuzi în căsătorie, chiar prin prorocie, chiar dacă nu avem cazuri concrete în Biblie, dar trebuie înțeles corect ce înseamnă afirmativul sau negativul din partea lui Dumnezeu. Îți arată compatibilitatea și durabilitatea. Tu alegi dacă vrei să fii așa sau invers. Și în ultimul rând, grijă la finețea revelației divine. Mai mult vis-a-vis de proroci. Domnul vrea să ne vorbească, să ne călăuzească, dar Domnul nu face risipă de prorocie, dragii mei. Cultul prorocilor, așa creat și numit, în cultura noastră penticostală, a dat naștere la două categorii de oameni. Oameni care nu pot trăi viața dacă n-au o prorocie în fiecare zi, aici revin, prorocie o cârjă, n-are săracul nici stabilitate, nici credință, îl bate vântul în toate formele, dar el dacă n-are o prorocie, el acum cade, el nu mai poate. Asta e o mare problemă. Și în al doilea rând, proroci care pierd sensibilitatea revelației și fac risipă de prorocie. Un sfat pastoral pentru proroci. Nu orice lacrimă necesită și o prorocie.
Stai la rugăciune, unul plânge acolo și tu simți așa, parcă emoționant, fiindcă, băi, are Dumnezeu un cuvânt și pentru el. Și nu are Dumnezeu un cuvânt numai că plânge el. Că Saul a început să tremure, s-a panicat și Dumnezeu nu i-a vorbit nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Că Dumnezeu face ce vrea cu cuvântul lui. Și dacă vrea răspunde, dacă nu vrea, nu răspunde. Și atunci, dragii mei, să fim foarte atenți că uneori, din dorința de sfat divin și prorocie, se poate ca un proroc să fie indus în eroare, crezând că are o revelație, când de fapt nu este o revelație, și prorocește din închipuirea inimii sale. Ieremia, capitolul 14, 11 la 15, spunea Domnul prin Ieremia, nu eu i-am trimis, ei prorocesc din inima lor. Ei cred că au aici revelații, dar nu-i la Domnul. Și de aceea trebuie foarte mare finețe. Vă dau pe scurt câteva exemple. Un proroc bun, un om al lui Dumnezeu cu un dar descoperire din partea Domnului, era într-un context de rugăciune. Un alt proroc prorocește. La un moment dat se simțea că ceva s-a stricat în prorocie. Și fratele are o descoperire, cel care era primul, văzând un fir alb care venea de la Domnul și de la un moment dat firul alb a devenit negru. Când se termină rugăciunea, îi spune prorocului care a prorocit, frate, tot ce ai zis a fost din partea lui Dumnezeu, la care le spune sincer, frate, nu tot. Știu. Spune-mi din care moment n-a mai vorbit Domnul. Și zice prorocul, de la cuvintele acestea, era exact momentul când în vedenie primul văzuse că se făcuse firul din alb în negru. Ziceam ultima oară că aici prorocul trebuie să fie foarte sensibil să oprească lucrarea unde îi dă Dumnezeu, cât îi dă Dumnezeu. Nu să mai adauge, nu să scoată. Asta e calitatea unui proroc. Și dacă nu ne suntem atenți și ne jucăm, putem noi să credem că vrea să zică Domnul, când de fapt Domnul nu zice. Eram în North Carolina, vorbeam cu un frate de acolo și zicea că într-un context de rugăciune, un proroc fiind de față, altul începe să prorocească, lung și mult. Și când este gata, fratele îi spune, auzi, îmi arăta Domnul în vedenie un număr mic de diamante. Primele cuvinte care le-ai spus au fost din partea Duhului Sfânt, după care au fost paie adăugate de tine. Mare atenție la ceea ce înseamnă prorocia. Fratele Cornel Bârsan ne povestea că a avut un moment când, din cauza că n-a folosit darul prorociei care l-avea el primit de la Domnul, îi zicea Domnul, dacă nu vei lucra, vei întreba tu și n-am să-ți răspund eu. Și a venit momentul acela, zicea Dumnealui, când nu mi-a mai răspuns Dumnezeu. M-am dus în țară la diferiți proroci, Domnul nu-mi răspundea. Și zic în ultimul rând, măi, mă duc la fratele cutare. Oricând mă duceam, prin el am avut o lucrare. Și bun, e un proroc bun al lui Dumnezeu. Și când ne rugăm, nici prin fratele cutare nu vorbește Domnul. Zicea el atunci, chiar m-am panicat, măi, nu era de joacă. M-am rugat, m-am pocăit și Domnul a început din nou să-mi vorbească. Observați, numai că a venit cineva plângând, Doamne, am nevoie, dar te rog, frate, dar mai insistă, frate, dar te rog frumos, că am o cauză. Asta nu înseamnă că are nevoie și de o prorocie. Autorul este Duhul Sfânt, care dacă vrea vorbește, dacă nu, nu vorbește. Trebuie o deosebită finețe față de revelație ca să nu prorocim când Domnul nu vrea. În Amos spunea Domnul, Domnul vorbește, cine va proroci? Dar dacă nu vorbește Domnul, să nu prorocească nimeni, ca să nu supărăm pe Dumnezeu. Fratele Codreanu spunea că avea o întâmplare în Timișoara, când mai multe persoane proroceau și se simțea că nu vorbea Domnul. Într-o seară se ruga acasă, Doamne, ești așa de frământat, așa de întristat, te rog, Doamne, oprește croncănitul ăsta din adunare de broaște, zicea el, în rugăciunea lui sinceră, că nu mai pot, Doamne, nu știu cum să mai fac eu. A doua zi la biserică, apare un alt vas al Domnului venit de altundeva și vorbește Domnul, bărbatule, pentru că mi-ai cerut mie, opresc eu croncănitul și va fi liniște. Zicea el din ziua aceea, în biserică a fost liniște, când vorbea Domnul, vorbea Domnul. Și încolo nu mai erau intervenții când nu vorbea Dumnezeu. E atât de minunată lucrarea profetică, dar pe atât de sensibilă și trebuie protejată. În concluzie, dragii mei, avem nevoie de o biserică bine educată în ceea ce înseamnă lucrarea Duhului Sfânt, ca să avem discernele, să nu greșim, și avem nevoie de proroci care stau la îndemâna lui Dumnezeu, cu finețe și sensibilitate, gata să rostească cuvântul Domnului, dar numai atunci când vrea Domnul să vorbească. Și ca să înțelegem și noi că avem o responsabilitate. E așa de ușor să dai în cap la proroci cu pietre. E așa de ușor să strigi după ei, ai greșit, vai de tine, e așa de ușor. Dar eu vă întreb, când ați luat careva ultima dată o zi de post pentru un proroc din adunare?
Când v-ați rugat ultima oară, Doamne, întărește pe fratele, pe sora, fă să vorbească Duhul Sfânt, păzește-i de căderi, dă-le putere, întărește-i familia. Când am făcut noi ultima dată asta? Toți vrem prorocii, toți așteptăm la banda automată să ne iasă răspunsurile, dar câți ne investim pentru această lucrare? Îmi doresc ca și biserică împreună să luptăm pentru lucrarea profetică din biserică. Să vorbească Dumnezeu clar, să ne bucurăm, să ne călăuzească, dar să fie lucrarea Domnului. Și pentru cei care poartă vasele Domnului, Domnul să-i sfințească, Domnul să-i întărească și biserica se roage pentru ei ca Domnul să le dea putere. Iar pentru noi fiecare individual, nu uitați că pe lângă prorocie are Duhul Sfânt încă 1001 feluri de a ne călăuzi. De aceea îmi doresc Duhul Sfânt nouă să ne vorbească, să ne întărească, să ne călăuzească și să ne țină tari până va veni Domnul. Amin.